Comitetul Național pentru Coordonarea Vaccinării Anticovid informează că în ultimele 24 de ore au fost imunizate împotriva coronavirusului cu vaccinul Pfizer-BioNTech 1586 de persoane. Dacă au apărut reacții adverse, ne spune colega noastră Gabriela Del Pupo. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit! De la începutul campaniei de vaccinare, în total au fost semnalate 27 de reacții adverse, dar doar o singură persoană în ultimele 24 de ore. Patru dintre aceștia au acuzat dureri la nivelul brațului unde a fost făcută vaccinarea, iar restul de 23 au avut febre ușoare, cefalee, iritații la nivelul pielii. Vorbim despre reacții adverse ușoare. Nu a fost înregistrat, din fericire, în țara noastră niciun caz grav de reacții severe sau de șoc anafilactic. După cum știm, în alte țări au fost astfel de cazuri. Proporția este una îmbucurătoare, doar 0,2% din persoanele vaccinate au acuzat astfel de reacții. Până acum în România au sosit puțin peste 150.000 de doze de vaccin, dar urmează ca în lunile următoare acest număr să crească semnificativ. Mai exact, în luna ianuarie sunt așteptate peste 600.000 de doze cu care vor fi vaccinate peste 300.000 de persoane. Începe în acest nou an și vaccinarea persoanelor trecute de 65 de ani care au comorbidități sau a persoanelor care sunt în grupa de risc din alte motive. Deocamdată Ministerul Sănătății nu a anunțat care va fi planul pentru vaccinare, dar știm că există o platformă unde cei care se vaccinează pot să se sesizeze dacă au reacții adverse și, de asemenea, există o platformă pe care se pot înscrie pentru vaccinare chiar și în acest moment, deocamdată doar cadrele medicale.